Iată-ne, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Chimp. Invitatul nostru de astăzi, domnul Lucian Haiuș, deputat PNL de Hunedoara, raport de parlamentar, dar în același timp discutăm și despre alte probleme. Așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, nu o să ne apucăm să facem acum că ați luat cuvântul, că ați votat de nu știu câte ori pentru, împotrivă și așa mai departe. Ci vreau să ne referim mai mult la activitatea dumneavoastră politică. Și dacă facem lucrul ăsta, vreau să vă întreb cât de deosebită este, cât de mult se diferențiază politica pe care o faceți în teritoriu, sau, mă rog, modul în care se face politică în teritoriu, față de modul în care se face politică la București. Dacă înțelegeți Da, da, întrebarea. da, da. Și acum mă gândeam, nu foarte diferită. Să știți că diferența nu este foarte mare. Cei care sunt oameni, și aici spun oameni cu o mare, rămân la fel și când ești într-o funcție administrativă sau politică la nivel județean sau local, și când ajungi într-o funcție administrativă sau politică la nivel național. Cei care sunt mici politic la nivel județean, rămân mici politici și dacă ajung la nivel național, că nu pot mai mult. Bun, dar cum ajungi mare? Era să ai o scamă cu chestii de genul ăsta sau prin competențe? Că mie mi Și, se pare și, că, și. mie mi se pare că Vreți să vă aceste șochez pe toți? da, Și, și, și. adică și Sunt cu era să aveți o scamă. unii oameni care cred că pot să avanseze în politică prin acest mod de a încerca să fii Slugarnic. unui șef mai mare, sau sunt oameni care merg să-și facă bine treaba și mai devreme sau mai târziu eu cred că sunt remarcați de cei care decid la un moment dat și sunt avansați, ajung pe poziții importante, acolo unde pot să-și facă cu mult profesionalism meseria. Ce am observat în schimb în Parlament? Sunt și unii parlamentari și nu puțini care nu prea au la bază o meserie. Și atunci te trezești cu ei în cele mai ciudate comisii de specialitate. Pentru că munca în Parlament nu este cea de 4-5 ore strict când ai ședința de plen, unde se iau niște, se țin niște discursuri cu un caracter pur politic, dar modul în care se votează este stabilit dinainte, cu o zi dinainte, pe fiecare lege. Se știe cine, cum, ce votează. Munca adevărată de parlamentar o faci în comisiile de specialitate. În comisiile acelea în care lucrezi ei Mă rog, unde articol ar cu trebui să fii articol, cuvânt propus cu în funcție de cuvânt, competențele profesionale. unde tu ar trebui să te duci, că nu neapărat că te propune cineva. Fiecare partid stabilește, după ce se termină alegerile, vede ce parlamentari are și direcționează, adunându-te acolo toți colegii, spui, domnule, eu vreau. Cum am spus eu din Da. prima zi, eu mă interesează să fiu în Comisia de Buget Finanțe și atât. Nu mă interesează altă comisie, nu, asta este meseria mea, eu acolo vreau să lucrez, acolo vreau să activez. Am Și înțeles. acolo am activat. Am constatat în timp după aceea că sunt parlamentari și hunedoreni care sunt în 4-5 comisii, comisii care n-au nicio legătură una cu alta, adică domenii diferite totalmente. Ca după aia să-mi dau seama că de fapt tu iei niște bani pentru că activezi în anumite comisii. Și este dureros ce spun, sunt unii parlamentari care pentru a-și mări veniturile, că întrebați cât a costat sau cât costă un parlamentar și dacă se justifică cheltuiala pe care o face statul cu un parlamentar, se duc în 4-5 comisii. E clar și eu cum o spun cinstit, așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră și pe cei care ne urmăresc, nu poți să faci o treabă bună și serioasă mergând în pe patru domenii de activitate total diferite, care nu au nicio legătură cu o profesie pe care tu ar fi trebuit să o ai la bază înainte de a ajunge în Adică Parlamentul să n-ai României. competențe în... Mai concret spus, să n-ai competențe pe anumit domeniu. Normal, mie mi se pare o comisie, maxim două, dar a doua comisie cumva să fie înfrățită sau să aibă o legătură cumva cu ceea ce știi tu să faci. Am înțeles. Nu mă pot abține să nu pomenesc și de colegul nostru Florin Roman
Și să vă întreb de ce e Florin Roman lider de grup, că mie nu mi se pare atât de... Discutase la un moment dat și spunea la modul arogant, de-a dreptul, că el este, oricum este cunoscut, aproape că Mike îmi spunea că e un brand. Deși eu mă îndoiesc de lucrul ăsta, nu, după care nu e brand, domnule, haideți, lăsați. După care îmi dă cu oiștea în gard, cu luarea lui de cuvânt la tribuna Parlamentului. Adică... Bun, să luăm de la final. Fiecare dintre noi mai putem să avem câte o expresie greșită, să ne gândim una, să spunem altceva dintr-o eroare de comunicare. Nu, se întâmplă. Trebuie să fim cinstiți și corecți că se întâmplă așa ceva. Și eu fac gafe mult. Când? Și unde? Spuneți-mi. Mă mai uit și eu de multe ori la emisiunile la care participi și mă mai enervez că fie folosesc... Nu, emisiunea de la tribuna Parlamentului altceva. Acum ești tu că-i luați apărarea. Și, vă rog. Iar ca lider de grup, Florin Roman este un organizator foarte bun. Este un om care s-a luptat, cel puțin cam ultimul an, de când conduce grupul liberal din Camera Deputaților, în fiecare sesiune, în fiecare ședință a Parlamentului, cu cei de la PSD și nu numai. Deci este un om foarte muncitor, foarte aplicat, câteodată poate mai temperamental, dar un om care merită și care, credeți-mă, că a făcut multă treabă bună în cadrul grupului liberal. Da, altul mai activitatea, bun aveți. Activitatea unui lider de grup nu se referă doar ceea ce vedeți la trezor în Parlament. Trebuie să organizezi, sunt câțiva zeci de angajați la grupul parlamentar liberal pe domenii de activitate pe care trebuie să-i pui să lucre, să pregătească ședințele. Vreau să fiu rău de data asta. Nu, eu vă spun că este un om, un prieten de-al meu, altul mai bun n-aveți. Vedeți lucrul ăsta, că cine e cel mai bun sau altul sau mai bun sau mai puțin bun? Sunt foarte mulți oameni buni în Partidul Național Liberal și sunt convins că la un moment dat fiecare o să ajungă probabil lider de grup. Eu sunt, cred că, de vreo 2 ani jumate vicelider, cumva adjunctul liderului de grup. Da? Și muncim toți împreună, este în regulă. Nu greșim de multe ori când spunem X e mai bun decât Y sau Y e mai bun decât Z sau ceva. Nu, sunt oameni buni, e foarte important ca să ai cât mai mulți oameni capabili de unde cineva va fi lider. Că vorbim de un minister, că vorbim de conducerea unui grup parlamentar sau ceva, dar dacă ai doar un om, e complicat. Mai bine să ai 4-5 oameni care oricând pot să ocupe o asemenea funcție. Am înțeles. Și eu sunt mândru cumva că în Partidul Național Liberal întotdeauna au existat cel puțin 3-4 oameni pe fiecare domeniu de activitate care oricând ar putea să fie un ministru bun, un lider de grup bun, un prim-ministru bun, orice altă funcție pe care poate să o ocupe. Da. Eu concluzionez și spun că mie nu-mi place Florin Roman. E dreptul meu. Pot? Este dreptul meu să spuneți orice. Eu spun că este un lider foarte bun. Da, am înțeles. Păi atunci spuneți-l președinte de partid. E complicat, că știți că am mai avut o competiție de genul ăsta și s-a încheiat așa cum s-a încheiat. Da. Bun, mergem mai departe și vreau să vă întreb, domnule deputat, care e treaba cu alegerile? Toate partidele trâmbițează că nu e bine să facem alegeri în 6. Acum este clar că vor fi alegeri în 6 decembrie. Haideți să spun, asta... Vă rog. Din păcate... Demagogia și minciuna a ajuns în politica din România la loc de cinste. Eu vă spun cinstit și corect, așa cum v-am obișnuit și nu o să mă schimb niciodată. Toate partidele vor să fie alegeri. Cred că cele care zbiară mai mult că nu vor, își doresc mai mult ca oricând să fie. Deci mă refer în primul rând la PSD și la Pro-România. Și alegerile vor avea loc. Că vor avea loc în niște condiții foarte grele, perfect adevărat. Și eu, ca și dumneavoastră, ca și cei care ne urmăresc, ne uităm în fiecare zi și ne speriem de numărul mare de îmbolnăviri, mă uit pe tot felul de analize și accept că suntem în plin val 2 de infectări în toată lumea, în toată Europa. E clar că acest... Perfect. Aici, și vă, la final, aici vă spun punctul meu de vedere. Vă aduceți aminte că am mai avut emisiuni și am discutat chiar tema asta.
în care anunțau unii un nou val de coronavirus în lunile, nu știu, septembrie, octombrie și așa mai departe. Păi da, pentru că ne-au dat drumul în luna august. Nu puteai să nu dai drumul, din păcate, noi suntem o țară latină și vedeți că toate țările latine, mai mult decât în țările nordice, unde modul de viață diferă un pic de al nostru, adică există o distanțare genetică, cred că naturală, a oamenilor și de-aia au probabil un număr mai mic, dar nu înseamnă că nu semnificativ de îmbolnăvire față de noi, Italia, Spania, Franța, Grecia, zona aceasta mediteraneană, cumva de est, de sud-est al Europei. Pentru că noi, prin felul nostru de a fi, suntem poate un pic mai sociabili decât restul lumii. Și e greu să ne despărțim de obiceiurile noastre, gen chefuri, nunți, botezuri, stat îmbrățișat, pupat pe stradă când te vezi, nu vrem să ascultăm, să purtăm mască, nu vrem. Din păcate, consecințele la acest lucru le simțim astăzi, când cei care suntem responsabili, și eu cred că foarte mulți români sunt responsabili, trăiesc o anumită teamă de îmbolnăvire. Bun, și atunci revenim la alegeri? Alegerile trebuie să aibă loc pentru că ăsta este un ciclu democratic. Nimeni nu poate să ne garanteze că în luna martie vor fi mai puține îmbolnăviri decât sunt în luna decembrie. Votul ca atare și ziua votului nu este nicio problemă. S-a dovedit și în 27 septembrie că nu a fost nicio problemă. Campania la parlamentare nu ar trebui să fie nicio problemă, pentru că modul în care se desfășoară o campanie pentru alegerile parlamentare diferă foarte mult de modul în care se desfășoară o campanie la alegerile locale. La alegerile locale, fiecare consilier din fiecare sat se duce, încearcă să-și convingă vecinii în stânga, în dreapta, la nivel mic și prin contacte multiple să fie votați. Aici discutăm de niște politici la nivel național, la nivel regional. Mijloacele de comunicare sunt cu totul și cu totul alta, dumneavoastră ca și televiziuni, online, presa scrisă vor avea un cuvânt foarte greu și vor reprezenta niște mijloace de transmitere a informației către publicul interesat, sau vor fi principale mijloace de transmitere a informației. Deci nu cred că numărul de îmbolnăviri se va datora unei campanii de o lună de zile, mai ales o campanie care se face într-o lună, noiembrie, cu ploaie, cu frig, deci nu o să mai fie meeting, nu o să fie întâlniri, nu o să fie pe televiziune și pe online. Eu mă speriu și îmi doresc să nu fie așa și o să încerc ca probabil jumătate din timpul pe care o să l-am alocat campaniei electorale să fie acela de a le explica oamenilor că e important să iasă să voteze. Pentru că altfel o minoritate care se duce în orice condiții la vot va decide soarta la următorii 4 ani. Noi acum discutăm de ce se va întâmpla în România în următorii 4 ani. Cine va reprezenta pe români în următorii 4 ani în Parlament? Da, eu îmi doresc să-i reprezint și o să le cer votul și o să le explic de ce sunt eu poate mai bun decât altcineva. Sper să-i și conving și cred că o să-i conving. Dar important este să și iasă să voteze în ziua de 6 decembrie. Dacă nu e să voteze, o să iasă alții, tu o să stai în casă, 4 ani de zile în schimb, o să fii și tu o victimă a unor decizii poate greșite sau unor decizii care nu sunt în concordanță cu dorințele tale. Dar dacă ai stat și nu ai te-ai dus să votezi, asta vei păți. Am înțeles. Vreau să mai întreb ceva vis-a-vis de partidul din care faceți parte. Partidul Național Liberal este un partid care oferă sinecuri? Trebuie să fim cinstiți. În fiecare partid există și sinecuri. Și o să vedeți de ce vreau să vă întreb. Există. În fiecare partid există și sinecuri. Eu cred că în Partidul Național Liberal mai puțin decât în alte părți. Pentru că se și vede. Și faptul că eu sunt pe locul 2, nu sunt pe locul 1, lucrurile sunt într-o continuă mișcare în Partidul Național Liberal și sunt mult mai fluide decât în alte părți, unde dacă ești pe opoziție, ești pe viață. Da. Dar mai există excepții și la noi. Lucrul ăsta vis-a-vis de numirea lui Traian Berbeceanu pe postul de prefect al capitalei. Am văzut în mediul online Hunedoreanul nostru, știi așa, și ce dacă e Hunedoreanul nostru până la urmă? De ce l-au numit prefect la Hunedoara? Vreau să zic că tot era el consilier județean. Bun, acum haideți să vă spun eu dacă vezi câteva. Două secunde, că n-am terminat cuvinte, întrebarea. Mai mult decât atât, în tot Bucureștiul ăla nu s-a găsit
un membru al Partidului Național Liberal, chit că pe urmă trebuia să-și dea demisia, care să fie avut cursul ăla de înalt funcționari publici și să fie îndeplinit funcția așa cum trebuia. Cu ce face trăiena la nostru? Se duce și face cursul de înalt funcționari publici? Bun. Îl respect pe Traian Berbeceanu ca om și așa mai departe. Dar povestea asta mi se pare un pic trasă. Deci, dumneavoastră, eu cred că cariera lui Traian Berbeceanu nu are nicio legătură cu sinecurile. Pentru că am pornit de la sinecuri, care e altceva decât evoluția... Dacă ne referim la cariera politică... Deci, nu este vorba de o sinecură. Eu cred că Traian Berbeceanu a ajuns prefectul capitalei nu pentru că este membru în PNL Hunedoara. Și eu mă bucur că este coleg cu mine, chiar dacă este un coleg care e de vreo 6 luni de zile membru în Partidul Național Liberal. El având o carieră într-un anumit domeniu care nici nu-i permitea să facă politică. Ieșind la pensie, a făcut și acest pas și sunt onorat că sunt coleg cu el. Cred că Traian Berbeceanu a ajuns prefect al capitalei datorită calităților lui personale. În capitale era o mare problemă. Cine un prefect era altul? Întotdeauna există. Haideți să fim cinstiți. Știți că este o vorbă, că e plin cimitirul de oameni de nenlocuit. Întotdeauna, pentru orice om care ocupă o funcție, există și altul care poate să ocupe acea funcție. Se pare așa, mai bun sau mai puțin bun. Deci, ca să știe lumea despre ce e vorba, asta... ca să ocup funcția de prefect, Nu e obligatoriu, dar atunci ești numit pe o perioadă determinată. Da, și Traian Berbeceanu este numit pe o perioadă determinată. Bun. O să-l vedem făcându-și cursul, probabil. Da sau nu. Mi-este greu. Nu știu care sunt. Eu nu cred că, așa cum îl cunosc eu pe Traian Berbeceanu, că visul vieții lui este ca să fie pe viață prefect, subprefect sau inspector, guvernamental. Da. Nu cred că este acolo. Dar eu cred și sunt, de data asta sunt convins că Traian Berbeceanu, ajungând în funcția de prefect al capitalei, va fi un prefect foarte bun. Este nevoie în această perioadă, în aceste perioade mai dificile, mai ales într-un oraș ca București, unde gradul de independență al indivizului este mult mai mare decât în alte părți ale țării, de o mână mai forte care să impună niște reguli și care să le și respecte. A înlocuit un prefect, pus tot de Partidul Național Liberal, care a spus senin la televizor că nu știe câți infectați sunt, chiar la cumpărături. Păi nu vă supărați. Este penibil și omul a trebuit să plece. Deci noi, liberalii, avem tăria să spunem când oamenii noștri sunt... Duși cu pluta și veniți cu... Nu e ce trebuie să fie acolo. Atunci îl pui, dovedești, pentru că de ce l-ați spus? Da, bună întrebare. N-aveai de unde să știi cum va reacționa acest om. Eu nu-l cunosc personal. Probabil că acest om are și calități. Când a fost acolo, probabil că dovedise de-a lungul timpului aceea. Ei, s-a dovedit că sub o presiune mare a clacat. Dar clacat. Asta e dovadă de altceva. Dar... Nu vreau să fiu rău. Adică ar trebui să-ți meargă neuronă, să facă sinapsă. Și să își dea seama singur că spui o prostie în momentul în care o spui. Eu spun că cred că a clacat. La fel ar trebui să spun când l-am auzit ieri, cred că sau alaltă ieri, pe domnul Ciolacu, care spunea că Ceaușescu a fost împușcat pentru că a plătit datoriile României și ce facem cu Câțu care se împrumută. Ești președintele unui partid și vrei să fii prim-ministru. Păi, nu vă supărați, asta dovedește nu că are numai un singur neuron, că nu l-are nici pe ăla. Trebuie să-l căutăm. Să-l caute cine îi îndritui să-l caute. Deci, eu spun că este o declarație pe care un președinte de partid, care se vrea și prim-ministru, nu poate să o facă. Adică este o eroare și o declarație demagogică și lipsită de orice fundament. Prumuturile le-au făcut și ei, le face și actualul guvern, le va face și viitorul guvern, că nu ai cum să-ți finanțezi un deficit bugetar decât prin împrumuturi. Și dacă spui că Ceaușescu a fost împușcat pentru că a achitat datoria României, care fie vorba între noi și mai vorbesc ca economist, a fost o eroare că a achitat-o. Pentru că trebuia să dezvolte România pe împrumuturi și toate statele din estul Europei, toate împrumuturile după 90 s-au șters. Deci România... Din cauza acestei viziuni greșite a lui Ceaușescu, a stat 10 ani în foamete,
când de fapt puteai foarte bine să ai acele datorii, puteai să mai ai încă, nu știu, câte autostrăzi sau ceva, abar n-am ce se putea face la momentul ăla, deja vorbim de cu 30 de ani în urmă, cu 40 de ani în urmă, iar în 90 toate țele care au avut datorii s-au șters. Deci a fost o eroare rambursarea acestor datorii, chinuindu-ți un popor. Așa cum spuneam, mie îmi face plăcere să am emisiuni cu dumneavoastră, ați pronunțat un cuvânt mai înainte, n-are nicio treabă cu deputăția, dar are vreo treabă cu viziunea dumneavoastră, de ce nu? Ați pronunțat cuvântul autostrăzi. În timpul campaniei electorale la locale, ulterior, și parcă văd că și la parlamentare, deși parlamentarii nu fac așa ceva, nu am auzit un leitmotiv, pistă de biciclete, să facem pistă de biciclete, să facem nu știu ce. Păi noi nu avem autostrăzi și vin unii și alții și ne omoară cu pistele lor de biciclete, că zici că în România sunt cei mai mulți bicicliști. Pe mine o să mă auziți de foarte multe ori în următoarele lune de zile spunând că Partidul Național Liberal vrea să facă autostrăzi, că eu ca parlamentar al județului Hunedoara am reușit, de când partidul meu este la guvernare, să conving pe ministrul transportului și să aloce banii necesari și deja s-a și făcut licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru acest nod de descărcare de pe autostradă la Sântu Halm, care va ajuta foarte mult și Deva, și Hunedoara, și Simeria într-o dezvoltare ulterioară. Pentru că da, autostrada... Mai mult autostrada, Simeria și că la, mai și există Hunedoara, una de la Șoimuș. Da, dar vorbesc... Nu, la Deva este de la Șoimuș, se descarcă greu. Una este să-l ai direct în intersecția de la Sântu Halm. Să cobori de pe autostradă direct la Sântu Halm. Da. Este foarte important, credeți-mă. Păi se descarcă greu că nu e amenajat drumul național cum trebuie. Nu. Și... Da, deci... Acolo este, deja s-au alocat banii, se lucrează la SF-ul și la proiectul tehnic și eu vin ca o garanție în fața Hunedorenilor că în acești 4 ani de zile, în următorii 4 ani, o să avem un punct de descărcare la Sântu Halm care va ajuta foarte mult Hunedoara și Deva și Simeria. Simeria mai are un punct, dar va ajuta toate cele 3 orașe foarte mult. Cum la fel îmi doresc foarte, foarte mult și va ajuta iarăși enorm județul Hunedoara ca acea porțiune de 14 km, Coșevița-Holdea, să fie finalizată. Ca să poți merge de la Timișoara până la Deva, direct pe autostradă. Timișoara-Radu astăzi sunt deja la o capacitate maximă privind investițiile. Dacă cineva merge să-și mai facă o fabrică și să mai angajeze 1000 de oameni, ar trebui ca 1000 de oameni să plece de la altă fabrică ca să lucreze acolo. Noi avem nevoie de asemenea fabrici în județul Hunedoara. Dacă această autostradă va fi terminată, sunt convins că mulți investitori vor veni spre Hunedoara. Și de ce îmi doresc să vin investitor la Hunedoara? Simplu, și cred că și ne apropiem de finalul emisiunii. Chiar la final. Puțin oameni știu că județul Hunedoara este pe locul 36 la nivelul de trai în România. Este dureros să fii pe printre ultimile județe ca nivel de trai în România, tu un județ în mijlocul Ardealului, lipit de Banat, într-o zonă știți foarte bogată. E una celebră pe mediul online. Să vă fie rușine! Eu spun că nu este bine și oamenii o duc greu pentru că nivelul de trai în județul nostru este scăzut. Și toți politicienii ar trebui să ne luptăm ca acest nivel de trai să crească. De 30 de ani am avut deputați, senatori de Hunedoara, și așa mai departe. În 30 de ani am ajuns pe locul 36 din 42 de județe. Să vă fie rușine. Nu dumneavoastră, ci nu. Celor care au contribuit la acest lucru. Și aveți perfectă dreptate. Bun. Ce le transmiteți celor care se uită la noi? Purtați mască pe stradă, în magazin, peste tot. Sănătatea noastră, a dumneavoastră, a mea, a copiilor noștri este mai importantă decât politica. Ne revedem în campania electorală cu Lucian Haiuș, cu siguranță unde ne va prezenta din programul echipei sale. Vă mulțumim pentru prezența și eu vă mulțumesc și la revedere. Și vă doresc succes. Stimați telespectatori, Lucian Haiuș, deputat PNL de Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghimbi în raportul său de parlamentar. Înaintea începerii campaniei electorale, sunt Adrian Simon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de noi. Numai bine!